Kilogramele acumulate, mai ales acum, în perioada sărbătorilor, se fac simțite când vine vorba de articulațiile noastre, de genunchi, de șold, ori coloana vertebrală. Cum facem să protejăm articulațiile și să menținem totodată un echilibru alimentar? Discutăm cu Alexandru Ilie, kinetoterapeut și cofondatorul platformei RestartX. Bun venit, Alexandru! Mulțumesc foarte mult de invitație, Dana, bine te-am regăsit! Bine te-am regăsit și la mulți ani pe noul an, pentru că știu că tu ai tot felul de proiecte frumoase și lucrezi așa cu pricepere și dăruire. Doamne ajută la toată lumea. Și ajuți foarte mulți oameni. Despre asta este vorba, despre sănătate. Exact. Asta este domeniul nostru de activitate. Prin faptul că noi ajutăm oamenii să aibă o viață cu zero durere, pentru noi asta înseamnă succes. Și cred că e o relație de câștig-câștig pe care fiecare și-o dorește. Așadar, pe această cale și eu vreau să-ți urez și ție și celor care acum ne urmăresc un an, în primul rând, cu sănătate. Așa cum spunem noi în popor, că e mai bună decât toate. Așa este, vă mulțumim tare mult și îți mulțumesc, Alexandru. Uite, vreau să tragem amândoi așa un semnal de alarmă, pentru că multe date arată că în România obezitatea este la cote înalte. Uite, am făcut și o rimă. Ce părere ai de asta? Părerea despre rimă e că e în gena noastră națională. Da. Părerea despre obezitate nu e una foarte bună, tocmai pentru că dacă ne uităm la ceea ce ne oferă în momentul de față Organizația Mondială a Sănătății, privind statistica incidenței acestei boli, pentru că este o boală, a fi supraponderal înseamnă ceva, a fi obez înseamnă cu totul și cu totul altceva. Iar dacă ne uităm pe acest grafic pe care l-ați afișat și voi acum pe acest monitor, vedem faptul că aici avem niște cifre cu privire la incidența obezității în România din 75 sunt obținute până în 2016. Le-am luat eu din partea lor. Lipsesc 5 ani, dar cred că nu ne-am oprit acolo. Cred că am mai crescut un pic. Din păcate, nu. Da. Și ceea ce mi s-a părut mie extrem de interesant pe de-o parte și pe de altă parte cu nevoia de a-ți trage un semnal de alarmă a fost că din anii 90 încoace, uite-te dacă vrei din anul 2000, linia a fost în continuare una destul de păstrată, fără niciun fel de oscilații inferioare. Dar acolo sunt grupele de vârstă? Nu, acolo este efectiv incidența, câți la sută din oameni erau în statusul de obezitate, în momentul de față fiind la peste 20% în România. Și ce spuneam era că cu toate că informația a devenit din ce în ce mai accesibilă oamenilor, cu toate că putem citi tone de informații, de cărți, de articole, avem centre de slăbit peste tot și cu toate acestea problema este una din ce în ce mai mare. Nici măcar nu stagnează, ea crește. Citisem, însă nu v-am trimis vouă recent, faptul că pandemia, din păcate, a accentuat și mai mult acest lucru, pentru că am fost mult mai captivi. Da, atunci acasă, ai mâncat mai mult. Exact, și ai consumat mai puțin. Da, așa nu numai este. Că ai mâncat mai mult, dar ai și consumat. Da, ce relația mișcare, da. Aici se află. Și cred că aici este foarte interesant că se poate constata că e clar că ceva nu facem bine, din ambele tabere. Pe de parte din rândul pacienților, pe de altă parte din rândul specialiștilor în sănătate, care pe undeva greșesc cu ceva. Și lucrul acesta cred că este important de studiat de către toată lumea. Mai este ceva grav, faptul că sunt foarte mulți copii care sunt obezi. Da, și incidența lor, exact. Da. Incidența, prezența obezității în rândul și supraponderalității, deci este primul când ești mai grăsus, cum spunem. Mai pufos, așa. Mai pufos. Da. Ești supraponderal, se calculează pe baza unui indice de masă corporală, iar apoi vorbim despre a fi obez. Obez însemnând deja o patologie. Este o boală, așa cum este diabetul, așa cum ai, știu eu, probleme cardiace. Deci este extrem de important să nu mai tratăm obezitatea cu atât de mare indiferență, pentru că manifestarea secundară a acestei boli în viața noastră este una destul de amplă. În primul rând, eu ca expert în fizioterapie vin și vorbesc despre impactul în aparatul articular. Deci ai niște dureri foarte mari și practic accelerezi degradarea aparatului articular din cauza faptului că porți 20-30 de kilograme în plus în fiecare moment al existenței tale. Păi uite, dacă tot ai vorbit despre articulații și despre impactul obezității asupra lor, hai să o luăm așa pe rând, pentru că așa cum spuneam și la început, sunt câteva vizate. Avem aici, de exemplu, articulația genunchiului. Da? Ce aici se întâmplă și cum acționează toate aceste kilograme în plus asupra genunchilor? E o mecanică deficitară pe care o avem pe de-o parte, pentru că suportul muscular nu mai reușește să mai păstreze această mecanică fiziologică. Modul în care calci totdeauna o să fie diferit când ai prea multă kilograme. Greu e așa legănat. Exact. Da?
Pe de altă parte, legănatul e din altă problemă din cauza șoldului, însă genunchiul este cea mai afectată articulație, fiind o articulație care preia foarte multă încărcare. Momentul în care distribuția greutății nu mai este una uniformă, egală, în toate aceste structuri participante în aparatul articular, atunci, evident, apare această hiperuzură, ultrauzură în anumite părți componente. Iar în această imagine, vedem practic imaginea clasică a unui pacient artrozic, adică unei gonartroze. Da, cum este cunoscută în patologie. Este o gonartroză aproape de stadiul 2 în faza pe care noi o vedem și cu tot felul de modificări. Cum practic se distruge acel cartilagiu, da? Exact. Asta înseamnă gonartroză și se freacă cumva os pe os, ca să zicem așa. Ajungi să ai un proces, ajungi să ai un proces inflamator din cauza faptului că lipsește sau se deteriorează această structură care asta avea ca și scop să ofere această mișcare, această dinamică între oase fără să se realizeze un proces de inflamație. Mai văd acolo și niște osteofite la pachet. Da, apar tot din cauza faptului că s-a constatat că în momentul în care tu lezezi o componentă articulară, apare fenomenul de reparație. În momentul în care apare în mod repetitiv acest fenomen de reparație, la un moment dat organismul nu mai știe cam cât mai trebuie să apară, să creeze reparație și atunci determină aceste osteofite. Așa apar, de exemplu, și în fascia plantară, durerea de călcâi. Da, depuneri, ciocuri de papagal. Da, ciocuri, da, ciocurile. Exact cum le știm noi. Și la coloană și sunt mai multe locuri. Exact, deci practic sunt tot felul de micro leziuni pe care le avem, corpul caută să repare și mecanismul de reparare nu mai este unul complet, aducând în final acest surplus de calciu care creează o structură osoasă nouă, care evident poate deveni un factor de inflamație ulterior, pentru că avem capsula articulară care răspunde foarte mult la aceste șocuri pe care noi le avem. Deci genunchiul este articulația cea mai afectată din cauza kilogramelor suplimentare, iar dacă deja te afli într-un status dureros și ai genunchi care simți că se umflă, poate ai fost diagnosticat deja cu gonartroză, este extrem de important să te uiți și la raportul kilogramelor. Deci că mulți vin către mine și spun, dăm niște exerciții. Și spun, ok, înainte să ajungem la exerciții, aș vrea să aflu kilogramele pe care le aveți. Și de aici începe călătoria, pentru că s-ar putea ca indicație terapeutică să fie nevoie să dai jos 25 de kilograme, care, din nou și aici, este extrem de important să înțelegem că kilogramele reprezintă o masă totală, însă avem o componență. Componența aceasta, care noi o numim așa de din ce ești tu făcut până la final, compoziția ta corporală. Da? Vorbim de țesut muscular, țesut gras, osos, apă. Da. E bine, în momentul în care intri în contact cu un specialist în nutriție, e important ca modul în care tu slăbești să fie cu țintă asupra grăsimii și nu asupra kilogramelor totale. Și aici, de fapt, cred că este una dintre greșelile pe care mulți o fac atunci când se apucă să urmeze diete de slăbit generale. Am avut eu pe o prietenă care a slăbit cu această rețetă, o folosesc și eu, sau o iau după internet că am văzut că funcționează. Păi uite, cineva poate are un schelet, să zicem, mai greu decât altcineva și altcineva poate are o masă musculară mai grea decât oasele și tot așa. Există particularități, de aceea trebuie să le aflăm, da, ca să știm ce să facem. Da, nu există o dietă comună. Asta este extrem de important să se înțeleagă, așa cum nu există un plan terapeutic comun, cum nu există medicamentație comună, să nu ne păcălim că dacă ne înfometăm și mâncăm mai puțin, o să ne fie mai bine pentru că slăbim. Pentru că dacă te gândești, Dana, inclusiv la termenul de a slăbi, nu e un termen cu o conotație pozitivă, așa mă simt este, slăbit. Da. Da, așa nu este. E bine să slăbești. Nu trebuie să-ți dorești să slăbești, ci trebuie să-ți dorești să schimbi compoziția corporală. Vrei să elimini kilogramele care sunt oferite de grăsime și să-ți crești aportul masei musculare, care este considerat un țesut nobil în metabolism, pentru că are cel mai mare grad de ardere. Deci îți permite să mănânci și totodată să consumi. Ceea ce mănânci, da. Exact. Și de aici este extrem de important și cred că este una dintre problemele reale pe care oamenii le-au întâlnit, și anume efectul de yo-yo. Au folosit asemenea diete generale, au slăbit, nu e bine să slăbească, și s-au îngrășat. Și după care s-au îngrășat. Iar când slăbim, ăsta e un lucru extrem de important de comunicat și de înțeles, când slăbim după ureche, prin înfometare în majoritatea cazurilor, se face de fapt o canibalizare a masei proteice. Deci se slăbește exact din ceea ce nu-ți dorești din mușchi. Da, slăbești și din grăsime. Da, și mănâncă mușchii. Organism. Exact, organismul își mănâncă mușchii în momentul în care intră într-o stare de înfometare. Iar practic tu slăbești dând și țesutul de care vrei să-l păstrezi și te îngrași exclusiv din grăsime. Și uite, ajungem la următoarea articulație la șold. Da, coxartroza, nu? Ia să vedem. Coxartroza este foarte
foarte afectată și apare acel fenomen pe care tu îl prezentasei, fenomenul acela de... De legănare, de balans, așa, exact, de rață, pinguin, știi, că mergi ca rața. Da. Exact. Coxartroza este o afecțiune care, care are ca factor favorizant, din păcate, greutate excesivă. Uh-huh. Femeile sunt mult mai predispuse datorită osteoporozei, care poate să apară în momentul în care intră în fenomenul de menopauză și schimbările hormonale sunt prezente. Însă dacă tu ai, din nou, 20 de kilograme în plus, e bine, ai un factor favorizant hotărător pentru a putea degrada această articulație, care este, din păcate, extrem de invalidantă. Pentru că dacă la genunchi îi mai găsești o soluție și mergi șchiopătaș, te împingi mai mult în genunchiul opus, e bine, la șol lucrurile se complică, pentru că dacă apare o problemă la nivelul cartilajului, aici incidența protezelor de șol este mult mai crescută. Și ce trebuie să înțeleagă cei care ne urmăresc este că durerile de articulare ale membrelor inferioare, ale genunchiului și ale șoldului, determină dureri la nivelul coloanei vertebrale, pentru că se perturbă mersul. În momentul în care noi mergem legănat, greutatea în aparatul nostru discal, deci în discurile intervertebrale, este neomogenă, lucru care conduce evident ulterior la o uzură foarte mare și la instalarea fenomenelor de tip hernie de disc. Ia să vedem și coloana vertebrală în ilustrație, să ne spui tu acolo, pentru că sunt mai multe vertebre, de exemplu, afectate, de obicei vorbim de probleme la L4, la L5. Aici, în zona coloanei lombare. La lombară, pentru că biomecanica același lucru ne învață, că greutatea este preluată din ce în ce mai mult cât este mai distală. Deci, clar, din coloana noastră vertebrală, cea mai afectată regiune atunci când ești obez este coloana lombară. Iar în această ilustrație vedem în planul superior cum arată un disc intervertebral sănătos și două corpuri vertebrale relativ fiziologic îmbătrânite în imaginea de sus, da. Și vedem cum ușor, ușor gradul de degradare atât a corpului intervertebral, deci vorbim această structură osoasă, corpul vertebrei, platoul vertebrei, deci vedem această suprafață care începe efectiv comprimă să se, discul acolo, da? Să se aplatizeze, da. Și totodată creează un fenomen de tasare a discului intervertebral, se deshidratează acesta din cauza greutății excesive, pentru că în cazul coloanei avem poate 10 kg care le purtăm în față. Exact. Și știm cu toții că nu mai e bine să te apleci, să ridici greutăți. Dar cum e să porți o greutate după tine când ai o burtă? Gândește-te la femeile însărcinate, da? E cel mai bun exemplu. Da. Exact. Și cât de multe probleme apar la regiunea lombară. Da, sunt foarte multe dureri, mai ales în ultimele luni de sarcină și imediat după ce ai născut. Știi prea bine că femeile au dureri foarte mari. De coloană. Acolo se întâmplă și o modificare și de structurală. Oasele bazinului, exact, da, se deportează. Da. Însă obezitatea aceasta viscerală, deci obezitatea de la nivelul cavității abdominale, care noi nu, ați văzut foarte puțini oameni, pentru că aici avem pasă musculară multă pe picioare, vezi că se îngrașă la nivelul picioarelor. Mulți, din păcate, acolo, da, o burtă. Pe burtă, da. Exact, și burta asta, prin faptul că ai 10-15 kg, te trage spre înainte. Deci, din nou, se accentuează curbura lombară, apare fenomenul acesta de accelerare a deteriorării coloanei vertebrale și apar aceste fenomene pe care le întâlnim pe RMN. Da. Pentru că te duci la medicul neurolog și spui, mă doare spatele. Și din nou, încă o dată, un semnal de alarmă tuturor colegilor mei, care o parte dintre ei deja încep să ia subiectul acesta foarte în serios. Mă refer aici la atât la fizioterapeuți, cât și la medicii de recuperare și de neurologie, care vin și spui, omule, trebuie să slăbești. Asta este partea ta terapeutică. Deci este un tratament pe care tu trebuie să-l urmezi. Lasă medicamentele, lasă orice fel de intervenție minune sau exerciții minune, pentru că tu trebuie să dai jos 20-25 de kilograme, pentru că altfel te deteriorezi. E mult prea mult, iar aparatul tău articular nu suportă acest stres. Uite, foarte mulți stau și se cântăresc acasă și îi spun că își monitorizează greutatea și aici ajungem, de fapt, la faza că acel cântar de acasă practic nu-ți arată exact compoziția, nu, organismului. Uite, cântar. Da, toată lumea are un cântar acasă. Da, domnul doctor Alin Popescu zice că acesta este un cântar prietenos, care arată până la 125. Am înțeles. Sau până la 120, dacă ne uităm pe kilograme. Și ce se întâmplă de mai și sus, nu mai ajunge, nu mai pentru că sunt mulți oameni care ajung să aibă 10 kg. Adică se duc în 120 plus 10. Aha, stare acu, da? Exact. Stare. Da. E bine, acest tip de cântar este un instrument de evaluare a masei totale.
Iar dacă te gândești acum dintr-o perspectivă a sănătății tale, este bine să ai un astfel și un astfel de cântar acasă, să-ți monitorizezi din când în când greutatea, niciun caz zilnic. Normal. Este o prostie să faci acest lucru. E bine, o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni să te mărși pe cântar. Însă, acesta nu reprezintă un instrument obiectiv atunci când vrei să începi un plan alimentar care să-ți ofere posibilitatea de a slăbi sănătos. Deci să reușești realmente să schimbi compoziția corporală, sunt aceste cântare cu bioimpedanță, se numesc, sunt cântare pe care te urci, desculți și bioimpedanța presupune știința prin care se analizează conductibilitatea curentului electric în țesuturi. Atunci când ai, de exemplu, un țesut muscular, atunci conductibilitatea este mai redusă. Atunci când ai un țesut, de exemplu, cum este apa, este mai crescută. Și atunci când stai câteva secunde, arată viteza, de fapt, da. Asta înseamnă bioimpedanța. Viteza cu care circulă curentul electric, nu te scurcircuitează, nu trebuie să te imaginezi așa ceva, dar apoi îți arată o fișă. O fișă prin care spune, uite, atâta grăsime, atâția mușchi și așa mai departe. Și în baza acelei fișe, de fapt, un om poate să pună bazele unui plan nutrițional sănătos, care, din nou, mă întorc la Organizația Mondială a Sănătății, care spune că maxim 10% trebuie să slăbești într-un an. Deci nu așa în două luni, gata. Exact, dacă tu ai 100 de kilograme acum și tu vrei să dai jos 30 de kilograme, nu e sănătos. Tu ai nevoie de un plan care să-ți ofere undeva la 10 kilograme, dar pe care vrei să fie exclusiv din grăsime. Da, nu aici din mușchi, exact. Vorbeam de iar asta înseamnă, dacă te uiți un pic, te gândești undeva probabil la câteva, un kilogram și un pic pe lună, în funcție de fiecare cât poate să slăbească. Noi spunem că atunci când un om reușește să slăbească 500 de grame pe săptămână, este o mare victorie. Dar slăbit din acel țesut pe care ți-l dorești. Încă o dată fac această remarcă. Să reușești să dai jos 500 de grame de grăsime. Cum faci această tu ai eliminare? O colaborare nemaipomenită cu domnul doctor Alin Popescu și se întâmplă acolo niște lucruri frumoase. Ce înseamnă, de exemplu, un plan alimentar așa cum trebuie, ca la carte, pe care trebuie să-l urmeze un pacient? Aici, domnul doctor Alin Popescu, cred că o să-l da, da, ai furat și tu voi. Ceva de la el, trebuie să ne spui cu siguranță. Așa. Ideea de bază este că aici sunt cu Alin, în care am făcut o ședință mai foto. Mai bunătăți aveți acolo. Bă, uite, avem și carne, și legume, și carbohidrați, avem de toate. Și fibre, și de toate. Exact. Deși creveți erau pe acolo, uite, mi-aduc aminte. Uite, îi văd acolo, da. Ideea de bază este că invitația mea pentru doctorul Alin Popescu a fost să creăm ceva împreună fără precedent pentru piața românească. Să le oferim oamenilor posibilitatea de oriunde ar fi din lume să aibă aceeași experiență ca într-un cabinet al unui nutriționist. Experiența aceasta era dependentă de această analiză a compoziției corporale. Pentru că asta e, de fapt, factorul favorizant, diferențial, între a merge la un cabinet și a lua o rețetă prin care te uiți pe kilogramele de bază. Și atunci am creat împreună cu el o serie întreagă de instrumente care le-am pus într-un kit pe care oamenii le pot achiziționa și le trimitem oriunde în lume. Avem pacienți, am făcut o prelansare în momentul de față, exclusiv oamenilor care sunt în comunitatea aceasta, acestei platforme și ei deja se bucură. Avem oameni din Austria, din Germania, din o grămadă de orașe din România, în care le oferim posibilitatea să primească acest kit care reprezintă experiența aceasta cu analiză. Deci primesc un cântar bioimpedanță, ca să-ți imaginez. Avem un parteneriat strategic cu o companie care produce aceste cântare și care ne-a dezvoltat o aplicație. Pe această aplicație primești aceste valorile. Valorile se trimit la echipa condusă de către doctorul Alin Popescu și din 10 în 10 zile se face o monitorizare a compoziției corporale. Domnul doctor Alin Popescu, în funcție de ce mănânci, da, cum evident, se modifică. Se face un plan personal alimentar în baza la ceea ce rezultate tu ai trimis și apoi din 10 în 10 zile apare monitorizarea. Monitorizarea care, din nou, este asupra compoziției corporale. Nu ne interesează cât slăbești, ne interesează de unde o faci. Pentru că știm că aceasta este singura soluție ca să eviți efectul de yo-yo, să nu te mai îngrași în viitor pentru că nu-ți omori țesutul nobil și anume masa musculară și, bineînțeles, să poți să o faci de oriunde ai fi din lume. Căci este o problemă, încă o dată, mă repet, această infrastructură medicală și posibilitatea de a ajunge la experți, cum este doctorul Alin Popescu, care este un om atât de cunoscut în România, nu este posibil oricui. Și poate chiar din România ar mai fi făcut un efort, nu să spui, uite, sunt de la Galați, păi ajung da, în București să-l ajung, da, să-l văd. N-ajung, dar gândește-te că sunt oameni care au venit din Canada,
din Statele Unite ale Americii. N-ar fi venit niciodată să vină în România pentru așa ceva exclusiv. Și uite cum s-au scurtat distanțele. Da, asta aceea. Apropo de ce înseamnă telemedicina și beneficiile și oameni proactivi care vor să creeze și să se folosească practic de acest curent prin care am fost forțați să ne urcăm cu toții și împinși de la spate, curentul în care am vrut să folosim online într-o manieră pozitivă, să reușești să te conectezi cu experți medicali de oriunde ai fi din lume și să primești acele sfaturi și indicații terapeutice de care practic ai nevoie în acel moment. Îți mulțumesc tare mult, Alexandru, felicitări pentru tot ceea ce faci și să reușiți mai departe pe parcursul acestui an să mai atrageți oameni de peste tot de pe pământul acesta care au nevoie de ajutorul și expertiza voastră și te aștept oricând aici între prieteni. Mulțumesc foarte mult în funcție de timpul pe care o să-l am, aici, îți promit aici, că voi veni de fiecare dată. Sunteți primii, să știți, care vorbesc despre așa mulțumim, în cadrul spațiului public, în afară de platforma Restart. Bucur tare mult, îți mulțumim tare mult și te aștept data viitoare, mai vorbim, mai povestim despre sănătatea noastră. Mulțumesc foarte mult de invitație.